Ok, atunci faceți chetă. De fapt îți interzice numai Chiorete pentru că el ajunge în țară din cauza voastră dacă sunteți prinși. Da, și eu în țară primul lucru pe care îl fac o să-i spun lui Pace Țai Cruce și lui Odoroaga de unde vin. Pupă să scoate banii că te crăp. Avem lapte. Dați-mă puțin cât să nu ne pripim ca baba la măritat. Sunt mărită, mămica? Iei cafeaua din față. Nu. Dacă mă gândesc mai bine, Emma are dreptate. Van Damme e ăla căutat, nu ea. Deci dacă se duce fără el, nu este niciun fel de problemă. Dar să te văd cum îl convingi mătăluță să rămână acasă. Cu talent, pupăză. Cu talent. Și cu cine o să danseze, mă? Cu tine. Că după hârdăul ăla de-l porți pe deasupra părăcinarului, pare a fi un dansator născut. Râdeți, dar dacă îl alege pe Erică, ăla o să vină aici non-stop să danseze cu ea. Bă, știți la ce mă gândesc eu? Tu? La nimic? Exact. Adică nu. Mă gândeam ce ar fi să ne stabilim un consem la intrarea în casă. Da. Să ne deosebim de musafirii nepoftiți. Ca să, și cine nu bate consemnul în ușă, nu-i deschidem. Bun. Și care să fie consemnul? Păi să iesu de la morse. Păi morsa eșuată, ce să găsească? Adică să-mi dau dracu falângile, bătând în ușă ca disperatul? Folosind soneria, inteligentule. Ce vorbești? Adică să sunăm de 9 ori pentru o singură intrare, plătește curentul, mă? Lasă, rămânem la ciocănit. Hai, să aud propuneri. Mai ușor, că dacă sare lacul de pe masă, voi îl plătiți. Fără mine, nu te duci și punct. Că eu am găsit contractul, da? Dacă n-aș putea să dansez, aș mai zice. Da, așa, atâta timp cât sunt funcțional, ori dansez cu mine, ori nu mai dansez deloc. Faci special, maidanezule, să mă sabotezi financiar. Bine! În dicționar scrie de tine, bă. Da? Unde e? Uite ce futilidad. Inutilitate. Ai noroc, bă. Nu ești răcit, a? Nu sunt, bă, Chiorete. Cred că a făcut alergie la ceva. La nevastă, Van Damme. Nu exclus, Mârlane. Pleacă, bă, de aici, că mă molipsești. Tu știi cât costă spitalizarea aici? Spitalizarea ca spitalizarea, dar dacă nu de la toți, a dus dracu filmarea, că paralizează producția. La asta nu m-am gândit. Trebuie să-l băgăm la izolare până-i trece. Van Damme, treci în cramă. Hai, nebunii, stai aceea! Unde-i magi în cramă? Strateze cu vinul de lui șeful? Atunci, du-l la etaj! Așa e, că germenii nu știu să coboare șcările, bravo! Așa, bă, mișto, gabă!
ore că dacă ajungi la spital, o să-și ceară asigurarea medicală din țară de la secție. Și ghiși cine o să vină să te îngrijească când află că ești bolnav. A? Mișcă-te imediat, nu mai sta ca vițelul junghiar și te uita la mine. Du-te sus și să cobor de-acoalea numai când te-ai face bine, mă, sau când ți-o-i zice eu. Că dacă nu, te internez eu, mă, la secție, în arest. Alo, alo, ia stai, păi sus e dormitor, bă, eu unde mai dorm? Odoraca de frosa dacă mai clănță mult. E cineva la ușă. Ia. Cred că e Ica, bă. Ei, de unde știi? Păi cine mai intră fără să bată? Stăpânul casei? Oamenii șefa, scuteați-mă repede! Stai mereu că te găsește dracu. Păi dacă la venea, nu te sună înainte? Corect, că la mă sună înainte. Vrei să mă omori cu zile, nevernicule? Să rămâi tu aici acasă, stăpâna, dicea... De ce nu deschideți, mă? Vă bate joc de mine? V-a pus nevernicul? Stai, potolită, că la nu știe că ești acasă, tampito. Ăla-i sus, bolește. Bolește? Bă, sunteți vai de capul vostru. Am fixat consemnul ăsta degeaba, că nici măcar nu sunteți în stare să încuiați ușile. Da, de ce n-ai încuiat-o tu? Ca să vă arămă, că fără mine nu sunteți în stare de nimic. Da, da, ai spus că dacă ești nefuncțional, poți să mergi singură. Da, da, ținând cont că tu m-ai făcut nefuncțional, îmbolnăvindu-mă intenționat, se anulează tot ce am zis. Bă, tu ai luat-o razna și am impresia că nu e de la boală. Cum să te îmbolnăvesc eu când eu sunt perfect sănătoasă? Nu fi așa sigură. Bine, lasă că am eu arde cu jocul tău. Să știi că nu fac nicio injecție. Deci eu mă duc la Rozaura cu sticla de vin adusă de la SketchUp. Slavă Domnului că începe babardeala, că plictisisem audiența până acum. Mai tași naibii din gură că nu începe nimic. Doar discut cu Rozaura. Și Marimar aude și... Și este cu scandal. Bun și așa, mă, că și scandalul face audiență. Care-i treaba? Mai începe scările alea! Stai, pupăză! Să-mi dai banii, că numai din cauza ta nu pot să merg diseară să-mi câștig singură! Ce vorbești, dragă, dar de ce din cauza mea? Pentru că tu l-ai băgat pe Van Damme în carantină și nu poate să meargă cu mine la dans. Și nici nu vrea să mă lase să mă duc singură. Cu toate că a zis că atunci când el e nefuncțional, am voie să merg singură. Așa a zis? Păi și cu cine o să dansezi, fată? Cu tine. Că după cum porți tu hrădăul apă deasupra brăcinarului, ți-a mai zis. Tu e singurul dansator născut după acelea. Bă, tu ai nebunit? Vrei să ne sabotezi producția? Ce mă, disperatule, că nici n-am ieșit din cameră. Ea a intrat la mine. Dar nu la Emma mă refer. Adică la ea mă refer. Bă, dacă nu o lasă să ducă să danseze, nu câștigă bani, o să-mi ceară mie, o să-mi dea dracu bugetul și o să trească să tai din salarii, inclusiv din al tău. Cum să te... Bă, ești nebun să sabotezi singur portofelul? Ok, ok. O las pupăză, dar cu o singură condiție. Să danseze cu unul dintre voi. Da, să nu credeți că vă dau vreun ban din onorariu. Nici n-am avut pretenția, disperato. Ajunge că plătești consumația. Glumeam. Glumeai de împărț. Prost. Atunci plătește-ți-o singur, fraiere. Dar de unde știi că o să meargă trânsa cu mine și nu o să meargă cu tine ea? Păi și atunci ce te bași tu peste negocierea mea, a? Păi dați proba aia sau ce n-ai bine? Da, ia-l pe ăsta, pe gureșul ăsta primul. Ia du-te, mă, șmechere, că hai. Din gură... Hai! Hai, Chiorete, hai! Poate... Gata? Treceți, băi, bă, dacă sunteți așa deștepți, că din clasă și din caterică nu vă scoate nimeni. Treci, talentosul, ia uite cum zace talentul în tine. Ca banii pe fundul mării, hai! Hai, treci la oră, hai! Eu le-am, bă, că eu am fost la dansul populare când eram mic. Aia,
Hai, cocoșarule, că mă tu ai rămas. E mai fost. Da, că tu ești făinosul. Hai, uite talent. Ia uite. Două chintare de talent așteaptă să te porteze. Da, ce magazie de cărbuni, hai. Hai. Nu. Ba da, cu tine merg, așa. Nu merg, nu pot. De ce nu pot? Ce? Păi n-ați văzut? Asta e un dans pe sentiment. Trebuie să-l mângâi. Ce vreți să mă rupă măsa? De ce mă ameniți la telefon? Că dacă mă ating de aia, mi-a capul. Păi stai, mă, mișcă-te! Ce cauți? Am auzit muzică și am crezut că e petrecere. Ce petrecere? Nu-i nici petrecere? Beberițele! Să-mi cui ușa! Dă-te! Să-mi cui... Doamne, cum mi-a trecut amenda pe la ureche! Da. Și dacă nu e petrecere, atunci de ce a spus muzică? Pentru că... De ce am pus, mă, muzică? Am pus muzică pentru că, într-o secvență, Esmeralda trebuie să danseze flamenco și noi încercăm să o învățăm stilul. Să o învățăm. Voi pe mine. Da. Ce? Nu se pricep, hă? Bine, stai tu deasupra. Hai că-ți arăt eu. Aha! Seniorita. Alo? Si, boss. Vengo. Șeful, trebuie să fug. Unde e ma? Jos. Oh. Seniorita. Continuăm mai târziu. Mai târziu? Poate e prea târziu. Unde te duci, nebunul? Mă duc să-l anunț pe Van Damme că mi-am găsit partener. Bă. Eu știți ce zic? Ai trebuit să-i spuneți lui Ema de consem, bă. Ca să-i mai dea drumul lor Rică în casă, că o să ne trezim cu el pe cap tot timpul. Ce-a fost asta? Aspirina săracului. Ca să te ajut să te însănătoșești, să nu mai fiu nevoită să dansezi fără tine. Păi ți-ai găsit partener? Să pricepe vreunul? Da, normal. Rică. Rică? Pupăză nemernică! De ce mă faci, mă, pupăză? Stai că nu de tine ziceam! De pupăză! Că mi-a promis că o să dansez cu unul dintre ei! Păi e habar n-au să danseze flamenco! Mă doare în cot! Dar nici cu Rica nu o să dansez, că... Dacă dansez cu Rica, mă duc și mă autodenunț! O să vină garda și o să ne salte pe amândoi! O să mai dansez peste mulți ani de aici înainte! Adică tu ce-a fost între noi acum 2 minute? Bă, pardon, 10, da? Nu contează deloc pentru tine? Bine, câine. Bine, maidanezule. Vezi câteva singură, cățea. Ți-ai uitat trențele. Parcă ba nu, că tot nu vrea să mă lase. Ba mai mult m-a amenințat că dacă mă duc cu Rică, o să se autodenunțe ca să fim arestați amândoi. Ce face? Asta face. Dă-te! Auzi, vezi că am pus consemn la ușă. Cine nu ciocăne parola, nu intră. Îi zic parola. Ce mai ai și uitat-o? Și oricum ei nu-mi trebuie, mă, că eu am cheie. Miguel o să mă anunțe pe mine, iar eu o să o ascund pe Ema. Asta însemnează că o să te duci singur la Zoohaus. Iar Ema o să fie liberă ca pasărea cerului, bă, să-și facă de cap cu Rică, cu Esteban
Și mă rog, cu toată lumea pe platouri, na. Aha, deci recunoști că râde că a devenit o panoramă, nu? Era o figură de stil, o metaforă. Idiot în camarad. Ia zi, ce alegi? Mi se rupe, mă, să se ducă unde o vrea. Știam eu că putem a ne înțelege ca oamenii. Brava! Hai, noroc, Bărică. Am auzit că vrei să mergi cu Emma la un show flamenco. Eu zic să te mai gândești că e femeie măritată, bă. Îți arăt certificatul de căsătorie, că l-am la mine. Îmi vină la Murlanu, că ne-am adunat să repetăm textele. Hai, pa! N-auziți, mă, că bate la ușă! Hai, mersi, că mă grăbesc. Ce faci, bă, martalogule? De ce deschizi, bă? Păi ăsta n-avea de unde să-i fie de consim, mă, că a șezut numai sus la carantină. Păi și dacă e în carantină, de ce a coborât, mă? Vă spună de ce a coborât, ca să-i dea nouă virus și bacil de-aia. Ar trebui să-i dau o copie după un act lurică, disperatule. Așa, așa, ține-ne de vorbă, bacilea, să întingă spre noi numai bacil și coropișnițe. Hai, mișcă-te sus, du-te în cameră. Du-te, mișcă-te de aici, bă, și să știe toată lumea din clipa asta. Dacă mai deschide cineva ușa fără să auză consemnul, zboară de vilă. Habtir verstanden? Jawohl, und mein Unteroffizier in die Flock in sein Weise nicht, der Frünger fängen, Klinger in Kiefer und... Ce ai zis, mă, spaniolul? Adică da. N-ai înțeles. Jefe, Emma está casada. Con quién? Con Van Damme. Ai, lasă. Nu acum! Că e repetiție, nu consumam recuzita, da? Bun, gata, gata, hai! Și acum intră la SketchUp. De ce nu ești costumat, Mărlane? De ce? Păi eu nu filmez acu deșteaptul. Cum nu filmez, mă? Cum nu? Scrie că Leonțiu are o sticlă de vin de la tine. Da, pe care mi-a dat-o deja. În secvența anterioară, care e deja atrasă. E praf asta. Păi nu tu ai pus-o, regizor? Ca să nu o lăsăm acasă, curică. Păi tu zici să fac eu o clipă, regizor. Zi tu. Emma, te așteaptă șeful la el în birou. A, nu pot acum, că fac regia. Lasă că preia Mărlanu. Că preia Mărlanu. Plus că nu poți să-l refuzi pe șeful. Hai că poate auzi că ești bună pe regie și vrea să-ți dea o primă. Da. Bască. Acțiune! Acțiune! Bă, ce l-a mai încurcat asta? Acțiune! Nu vrei un vin să suporți mai ușor? Lasă! E repetiție. Suportăm așa, pe uscat. Ne, că rămân pe drumuri. Ce prost era să fiu. Așa. Alo? Mărlane, de ce nu deschideți, mă? Pentru că nu-i nimeni acasă. Suntem toți la repetiții, la platou de filmare. Hai că trebuie să închid, că eu astăzi sunt regizor și dau exemplu prost dacă stau de vorbă la telefon. Și... când ne dai banii pe bază? Așa! Alo? Poletia? Zice că l-ai mințit, trebuia să-i spui că ești căsătorită. Păi, dar nu sunt căsătorită. Jefe, dice că ea nu este casada. Vengirosa! Mira aquí! E o făcătură! E un fals! Nu pot să cred că te lași influențat de niște intriganți care vor să mă sape! Ea dice că e una falsificațion, că nu e zerdat. Falsificațion? Si. Chiche! Ordinarul! Ce significa ordinarul? Acțiune! Am auzit o bestie fără chip! Mă scuzați,
la platou. E Miguel, mă, poate e vreo chestie urgentă. Ăla, Miguel. Acum sun. Bă, ăla Dărica a anunțat poliția că la noi e șpargere, e oții. Și a venit toată poliția acoalea. Bă, dacă îl găsește pe Van Damme, ne-am dat fol la valiză. Anunță-l adică de Van Damme ca să se ascundă. Acum îl sun. Aia, ai zis, fără telefon la platou. Da? Ei, atunci mișcă-te imediat, fugi și anunță tu poliția că a fost alarmă falsă. Mișcă că te găsește, dracii! Păi cum să zic, bă, că a fost alarmă? Ce dracu, ei, proști, păi nu mă vede că viu de afară, cum să... Păi spui mintea la contribuție, mârlane, mintea aia odihnită care nu ți-ai folosit-o niciodată. Țar botul ăla al dracu! Adică... Van Damme, avem o problemă. Hijo de puta! Miserable, tonto, imbecile, tampitule que eres tu, vita calzata. Perdón, jefe, si me engañas. Nemérnico. Está aquí. Am nenorocit. Leocio, nebunesc, am auzit tot cum ai făceai curte. Avansuri, tot. Mare mult, tot. Scuze, unde e Van Damme? Că mi-a zis mârlanul că repetă pentru filmări. Da, dar nu aici. Acasă, în grădină, pentru că el joacă rolul grădinarului și dacă e înconjurat de plante adevărate, își intră mai bine în rol. Nu mă? Da, să-l vezi între doi ficuși. Mm-hmm. Înțeleg că sunteți sora lui, dar nu vă pot lăsa să intrați în casa până nu asigurăm perimetrul. Vreți să vă ia hosiu o statecă? Băi, fratele meu e o statec, îi distrug. Măi, stai aici, măi, că dacă te vede pe tine în poliție, să-l împușcă, măi, ce ești nebun, vrei să-mi împușcă fratele? Mă duc eu, vede că sunt femeie, că femeile e sifilitice și lipide. Și când mă crede moale, pleacă și mă lasă deoparte și atunci eu pac în surprins și le dar stai aici, Cărezaș. Ce bine că n-ați intrat. Îmi cer scuze, dar totul a fost o alarmă falsă. Înăuntru nu e niciun hoț. Zgomotele au fost de la îngrijitorul grădinii. Da? Da. Și cum arăta? Alb. Nu e el. Ăla din casă este negru, l-am văzut eu. Domnul milițean, să știți că nu-i nicio spatele. Ți-a sânze? Da. E alu sormea, că e în 28 ale lunii. E născut în 28, că așa s-a născut ea. A avut și ghinion săraca. Dar n-a spart nimeni casa, n-a intrat nimeni. Sper să găsiți pe vecinul care ne-a turnat și să-i trageți o amendă să lustre pe unde este. Deci a luat-o negroteiul pe sorta o statecă și te-a trimis pe tine aici să ne spui textele astea ca să ne faci să plecăm. Este așa? Nu spune, dă doar din cap că da. Ha? Da? A luat-o, dar nu acum. A luat-o de vreo două ori. Odată acum o săptămână a luat-o la munte, a dus-o la munte și acum o lună la mare. Că te mă apărâți la te bandă niciunile și să mai scoață și pe aia lume, dar acasă n-a intrat nimeni. Ia, spune să iasă afară să vedem și noi că este vie, hai! Cine? Sorta! Să iasă afară, acum, repede, hai! Păi, sor meu, vezi că te caută un milițean, vrea să o vadă, să te vadă! Sunt la baie, nu pot. Na, pofti, e la baie să scutură ciucurelul. Cicos! Păi, dar m-a dat ce mai frești mintea pe aici. A, facem și seai. Păi nu, că-i cu... Succes și sper să-i trageți amendelul ăsta, dar... Du-te după buletin. Păi tocmai asta fac, că aplic o amendă. N-am făcut altceva decât să... Scuzați-mă, dar n-am făcut decât să fac ceva. Vreau numai să dăm senzația răpitorilor că ne-au păcălit. Iete-te și albă ca zăpata. Miguel. Măi, Ciure, de ce-i cu tine aici? E drag. Am venit să dau o mână de ajutor, bre. Și am venit așa, dezghizat, în
folcloristă, ca să pară că-s muiere neajutorată. Și când intru peste răpitori, îi rup țurca de la masă. Excelentă idee! Vezi că nemernicul este înăuntru și a luat-o de o statecă pe sora lui Mârlanu. Vezi, verifica înăuntru. Hai! Da. E frâșeală, nu e nimenea, nici picior de răpitor, e drăjdan, ia-s nimenea, e cu haele. Păi atunci să aplicăm amenda așa cum se cuvine. Știu, să le dăm senzația că ne-au păcălit. Exact. Aia e. Numai că de data asta o să și plătești amenda. Păi nu... Ce-ți mai merge? Bravo! Păi eu... Taci! Tu erai hoțul! Păi după ce ți-ai bătut joc de mine cu certificatul ăla de căsătorie fals, mi-a mai luat și amenda aiurea din cauza ta! Care certificat fals, mă, că ăla e real? Cine ți-a zis că e fals? Nevastă ta imaginară! Imaginară? Adică Emma a zis că... Deci ai ajuns să negi că suntem căsătoriți de dragul amantlâcului? Am zis doar așa, să nu prindă boală Esteban pe tine. Deși la el te-ai lepădat de mariajul nostru, nu numai la Rică, nu? Păi atunci, lasă-mă, damă, că te ajut eu să devii o femeie liberă. Nu pot să cred. E, pentru chestia asta chiar o să o fac? Ce promit eu că fac de mult! Emma! Emma, stai mă că n-am! Emma! Emma! Uite-o, mă, uite-o! Uite-o ce hal s-a făcut! Tati, ardite-ar foc, nu mai plânge că mi-ai băut tot vinul! Te-ai făcut mulți praștie, mă, sau că a băut vin! Dar cât a băut? Cât a băut? Cât a... Ha! Mă duc să văd! Hai la aer! Hai la aer! Și liniștește-te că o să vă împăcați aici! Hai, parcă! Te-ai întors, damă de consumație? Nu pot să cred în ce hal ai ajuns! Am făcut un pic de consumație. M-am făcut praf de oftici. Păi ce faci, mă? N-ai mai venit la flamenco? A fost la Esteban? O ia și eratic, în toate părțile! N-am fost la niciun Esteban. Nu am fost. Nu minți, că te-am văzut cu ochii mei în brațele lui. Nu, mă îndoiesc, Esteban a fost în seara asta cu alta. Apropo, să speli costumul de Esmeralda, dacă a pus-o pe aia să îmbrace cu el. Tu m-ai făcut zamă de consumație? De consumație? Taci, mă! Bă, tu m-ai făcut pe mine curvă! Stai, mă, să știi că din momentul ăsta totul va termina dintre noi! Și măcar de că ai fi fost vinovată, că n-am făcut nimic, n-am fost la întâlnire, am stat în cramă și am băut două sticle. Care două, madame? Care două? Că ai băut cinci! Patru! Cinci cu aia care-i spart-o! Să estimezi cât ai cheltuit! Mizi!
ce dracu, mă, care a spus iarbă în baie? Carapta? Ia uite, ușa dă șchisă. Incredibil, mamă, ce idioți. Păi ce mai noi am făcut de-n pomană cu însemnul la două măsa de treabă? Cine e? Ce importanță are, mă? Nu bate cu însemnul, nu intră. Băi, deschide-ți eu, mânarul, am uitat cu însemnul. A, ăsta ne testează. Vrea să vadă dacă încălcăm regula ca să poată să ne dea afară din vilă. Lasă, mârlane, că tu n-ai nevoie să bați cu însemnul la ușă, mă, că tu poți să intri când vrea mușchii tăi, că doar ai cheie. Nu așa te-ai lăudat? Din cauza ta? Că tu l-ai băgat în carantină pe Pantame? Și de ce râzi? Că nu înțeleg? Da, ce schema aia de când s-a cerut? Păi da, dar de două ori. Nu, acum azi chiar s-a ținut. Că tu l-ai băgat pe Pantame în carantină și din cauza asta eu am fost să meargă cu mine la dans. Cu toate că... Hai încă o dată. Miguel mă anunță pe mine. Eu o să o ascund pe Ema și de dus o să te duci tingur. Titupă iau pe tipeni. Am auzit tot. Plin de pontări că sunt. Ne dă-ne oprit. Acțiune. Am auzit tot, Leoncio. Cum îi făceai curte, avansurile, tot, 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 tot. Ah! Marimar! Leoncio! Marimar! Leoncio! Marimar! Te-a luat acțiunea. Ștergeți, mă, Roșu, cu cine dracu te sărut în spate acolo? Dobra, pleacă, domnule, de la platou. Scuze, că nu se poate abține. Bravo, bravo! Iasă! Nu ai mai venit la flamenco? Dar lui eu fac, că nu-i mai mișto.